Salut, salut, cred că am ieșit toți în afară pentru că, știți cum e, prietenul lui Ion, tovarășul lui Ion, cel mai bun băiat, dar este problema că Ion, după cum știți, și-l cunoașteți destul de bine. Da, foarte bine. Este un băiat bun, dar nu-și găsește și el Perechea potrivită. Adică, cum să spun, perechea potrivită, o femeie care poate să țină la el, nu pentru materiale, nu pentru aventuri, ca aventură la vârsta lui Ion, nu cred că o să mai fie. No. El își caută și el liniște, fericire și o viață decentă, da, de zi pe alta. Adică, ce vreau să vă spun, cu mai multe cuvinte, să-l ajutăm. Dacă cineva dintre noi putem să-l ajutăm cu o, chiar cu o vorbă sau chiar cu o fată, dacă o cunoașteți de pe teritoriu, nu contează Ion pe unde e, de unde e. Important să mă întâlnesc cu ea. Venim, frate, dragi prieteni și să mă înțeleg bine cu ea. Colegi, venim după ea acolo și mă descurc eu pe ea. Putem ca să luăm o legătură pentru Ion, ca să fie și personal. El, da, bine și fericit. Da. Ce vreau să vă spun, am ieșit afară pentru ca să fac un vlog pe canalul meu de YouTube, Bogdan Originalul de la Strehaia, cu Ion pe spate. Da. Lângă aici, alături. Salută lumea aici, domnul Ion. Vă pup, dragi prieteni, vă pup. Și tot cu ocazia zilei de astăzi, am ieșit cu Ion pentru că a venit și la București, aici la Hotel Ring, Ring Grand, cum, după cum îl cunoaște multă lume. Da. Și am ieșit cu Ion aici, așa, pe la Cocoș, dacă mulți dintre voi cunoașteți, ia vedeți. Este aproape aici de noi. Ceva frumos. Uitați, aici foarte mare. Da. După cum se vede. Aici veneam eu la muncă, am trecut. Da, a lucrat domnul Ion aici pe teritoriul ăsta aici. Și am ieșit cu el pentru că nu mai este și prietenul nostru pe aici, Totolino, după cum îl cunoaște și l-ați văzut la bucătărie cu mine. A venit și domnul Ștefan, prietenul meu, care a venit și pe la mine pe la Craiova. Nu, a venit? Da, a venit la mine la Craiova, Ștefan. Când n-am avut mașină, m-a adus și pe mine pe la țară, pe undeva. Îi mulțumesc frumos, domnul Ștefan, că este alături de noi. La orice bucurie și la orice problemă care se întâmplă de zi cu zi la toată lumea dintre voi, pe care și eu le-am avut la timpul meu. Eu am stat aici ca să vin eu să bag. Așa. Ce vreau să vă spun, prieteni, suntem o țară dezamăgiți, din cauza lui Ion, că nu-l simțim și pe el fericit să fie bine, dar cu ajutorul Domnului sper că o să fie bine și o să fie și el fericit când dă Dumnezeu. Nu, merge și atunci, nu? Cine a spus? Mersi, eu. Eu am muzică să-l spun. Așa, prieten, am intrat aici. Să vedem ce se face ăștia. Nu, nu, stai, că intrăm pe aici. Ce? Nu. Mai ne plimbăm așa. Ce zici? Păi ce vrei să luăm de acolo? Luăm niște pâine, niște coase, niște ele. Facem ceva, da? Păi da. Uite, aici așa este prietena mea de la cafea, unde vin eu la cafea, da? Tu o știi? Uite, aici așa e prietena noastră de la cafea, prieten. Da. Nu înțelegeți. Păi că suntem pe aici, să vedem ce mai este pe aici. Da.
Ia, ce ia pe aici? Ce zice? Ia să vedem ce au ăștia aici. A, păpuși alea. E muzică aici, sau ce este aici? Da, Ioane, să știi că e foarte frumos. Unde ai lucrat? Știi unde ai lucrat? La untru, dar... La untru, pe partea aia altă. Da? Da, s-a schimbat aici la asta, vezi? Bine, prieteni, vă salut. Să mai fi lungi și altă dată.